Comunitatea Îndreptar Digital m-a ajutat să-mi îmbunătățesc în primul rând competențele mele digitale. Pot să spun că mi-a schimbat viața, mi-a schimbat actul didactic. Să diversific activitatea în sala de clasă. M-a ajutat să înțeleg că telefonul poate fi folosit ca un act de învățare. Predau utilizând tehnologia de ceva vreme și în momentul în care am găsit Comunitatea Îndreptar Digital, am simțit că sunt în locul de care aparțin. Să mă dezvolt personal și profesional. Mi-a dat mai mare încredere în mine. Să găsesc oameni minunați de la care am învățat foarte multe. Și am făcut ca lecțiile să fie mai atractive, să fie copiii mai fericiți să vină la școală. Să devin învățător digital. Una dintre reușitele digitale la clasă a fost să aduc bunicii aproape de tehnologie, să le arătăm că internetul este un loc în care, din care putem lua ce e bun și putem învăța. Am creat ca o primă activitate felicitările digitale. Am reușit să introduc zi de zi telefonul și tableta în procesul de predare. Eu anul trecut am avut bucuria să câștig un loc întâi la competiția de proiecte e-training, unde copiii mei au câștigat 5 tablete. Și de atunci folosim acele tablete la clasă. Consider că cea mai importantă realizare este faptul că am reușit să organizăm un cerc pedagogic cu alți 60 de învățători, cărora noi, participanții la curs din școala noastră, două colege, am reușit să diseminăm informațiile transmise de dumneavoastră. Cea mai mare provocare poate a fost să experimentez eu singură noi de aplicații. Să învăț cât mai mult din acest curs. Lipsa dotărilor din școală și faptul că nu avem internet. Să-i conving pe părinți să îi lase pe copii cu telefoanele la școală. Îmi convinc colegii că e bine să vină copiii la școală cu telefoane mobile și să le folosească la clasă. Când folosesc resurse digitale, mă simt ca un mesager al viitorului. În dascăl al acestor timpuri. Un bun organizator. Mă simt updatată. Mai tânără. Importantă. Provocată. Mai liber. Empatic. Aproape de copii. Fericită, pentru că și elevii mei sunt fericiți. Ei văd tehnologia ca pe un prieten și atunci devin și eu prietenul lor. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevii mei să gândească critic, autocritic, să se autoevalueze, să gândească logic, să lucreze în echipă. Prin resurse digitale ies un pic din cochilie și colaborează. Cred că să fie mai uniți. Îi ajută în a învăța să învețe folosind resurse digitale. Să fie mult mai creativi. Să nu fie simpli consumatori de jocuri, ci chiar să creeze. Învățarea digitală este instrumentul cel mai pe plac elevilor. Pot să duc învățarea dincolo de sala de clasă. Prin dezvoltarea imaginației, a creativității. Jucându-se, ei învață niște noțiuni importante. Și atunci când greșim, suntem veseli. Nu o luăm ca pe o greșeală, o luăm ca pe o provocare. Și automat se implică în permanență. Și asta, bineînțeles, că duce la rezultate mult mai bune. Când folosesc resurse digitale, elevii mei se simt foarte fericiți. Sunt încântați. Se simt minunat. În al nouălea cer. Se simt super. Ei, se simt wow. Se simt înțeleși, se simt ajutați. Întotdeauna se ajută și sunt, atunci se simt cel mai bine. Și doresc să se autodepășească. Nici nu realizează că învață. Mă întreabă deseori doamna când mai venim cu telefonul la școală. Aș recomanda unui învățător să folosească resurse digitale la clasă pentru că acesta este viitorul. Deoarece ușurează foarte mult munca de la clasă. Acestea economisesc foarte mult timp. Dinamizează întregul proces didactic. Ajută comunitatea pentru că și părinții află mai ușor ce se întâmplă la clasă. Pentru că elevii noștri sunt nativi digital și trebuie să găsim o cale de a ne apropia de ei. Totul trebuie să se petreacă în jurul copiilor. Programul Îndreptar Digital aș putea să îl descriu într-un cuvânt, gândindu-mă la actualitate. Un prieten de nădejde. Facilitator. Curie. Dezvoltare. Provocare. Creativitate. Colaborare. Inovație. Conexiune. Aș spune viitor. O oază de creativitate. Efervescență creatoare. Faptul că am creat o comunitate.